prezent la întâlnirea cu liderii sindicali și parlamentarii de Gorj, care a avut loc astăzi la prefectura Gorj, Daniel Burlan, președintele directoratului CEO Oltenia, a declarat că planul de restructurare a fost prezentat de mai multe ori reprezentanților salariaților CEO Oltenia. Daniel Burlan spune că planul de restructurare al companiei va primi o decizie favorabilă. Reprezentanților salariaților le-a fost prezentat în mai multe rânduri planul de restructurare al companiei, care prevede investiții noi și menținerea unor capacități de producție pe linii, începând cu anul 2026, producție pe 3 grupuri. Din informațiile pe care le am, fiindcă astăzi a fost o discuție cu Comisia Europeană, se pare că planul de restructurare în forma transmisă de către statul român va fi aprobat, va primi o decizie favorabilă. Complexul energetic Oltenia va fi acționar în acele SPV-uri care o să le facem cu parteneri ce au ofertat în proiectele pe care noi le-am solicitat. Într-un cuvânt, complexul are viitor și este nevoie de complexul energetic Oltenia și de capacitățile de producție pe lignit. Președintele CEO Oltenia a spus că a venit la această întâlnire, iar colegii săi au rămas în videoconferință cu cei de la Uniunea Europeană. Eu am venit la această întâlnire de la discuția cu Comisia Europeană. Colegii mei au rămas în videocol cu Comisia Europeană, dar semnalele sunt că la sfârșitul lunii ianuarie vom avea o decizie favorabilă pe planul de restructurare.